Europa FM. 8 și 39 de minute, ghicești și călătorești cu Europa FM. 1000 de euro, premiul pe care tot promitem că îl dăm, dar Luca nu se lasă, a ascuns tichetul foarte bine. Foarte urât. Foarte urât. Da, nu știu ce să zic. Da, să aleg Belgia. A durat o săptămână să ajungem aici. Acum să vedem. Nu se poate, nu se face așa ceva. Hai să vedem. 0372069599. De unde pornim? De la Emil. Bună dimineața! Salut, Emil! Bună dimineața! Ce faci? Încerc să găsesc tichetul. Mm-hmm. Și ce crezi? L-ai găsit sau ce feeling ai? Cred că este... Da, cred că l-am găsit. Crezi că l-ai găsit, da? De unde ne suni? Din Câmpina. Din Câmpina. Bine, de la Câmpina vine prima întrebare în dimineața asta. Ia spune, Emil. Este tichetul în orașul Anvers? Dar cum? Adică am... Am zis noi, Traian Băsescu la litere, la ora 7:30. Și a făcut legătura, înțelegi, Traian Băsescu. Cum te-ai gândit la Anvers? Nu înțeleg. Sunt mai multe obiective acolo. Ok, da. M-am gândit că domnul Luca încearcă să aibă mai multe ramuri într-un anumit loc. Așa e structurat el pe ramuri. Are multe aripioare deocamdată. Da. Ne-am exclus ieri orașul Bruj și piața centrală din Bruxelles. Dar Bruxelles-ul nu l-am exclus, am exclus doar piața. Da. Întrebare în această dimineață, domnul Luca. De răspuns omului. Mă rog, este în orașul Anvers? Este. Este, da. Este, Emile, bravo. Anvers. Orașul ai nimerit. Da. Acum să vedem. Acum ieri ai fost atent pe la ce indicii s-au mai dat? Nu, n-am fost atent. E, vezi? Aici ai greșit. Ia mă, ce să vizitezi în Anvers? 16 locuri? 16 locuri. Da. Ce să facem? Am dat pe Google primul rezultat. 16 atracții în Anvers. E un super oraș. Măi, nici un nu super oraș. Imaginat. Mă rog. Hai ce vede. Hai, lasă-l pe Emil acum să se adune, să vedem unde o simte el. Este ascuns într-o casă? Casă de locuit, construcții, vrei... Da, nu știu ce să... Să mai multe... Încerc să te ajut, că... Spus o casă. Păi casa ce e? Casa poporului ce e? Un institut, o clădire... Păi de asta zic. Monumentală. De asta aș vrea să fim preciși, știi? Emil a spus... Deci rămâne, Emil, întrebarea dacă este ascunsă într-o casă. Într-o casă de oameni, asta spui. Crezi că se gândește la o casă particulară? Nu la o casă ca particulară, la o casă reprezentativă pentru belgieni. Emil, nu. Păcate, nu este într-o casă. Fie ea și reprezentativă pentru belgieni. Adică nu e într-o casă de om. Măi, nene, nu e într-o casă, nu mai insista. Nu e într-o casă. Nu e într-o casă. Nu e într-o casă. Îți arată la sfârșit. Mădălin, bună dimineața. Salut, Mădălin. De unde ne suni? Bună dimineața, din Ploiești. Din Ploiești, bravo. Bine ai venit, Mădăline. Hai că am avut emoții cu... Deși n-am înțeles bine, din Anvers, da, din Anvers. Da. Da, este în orașul Anvers. Răspunsul... Eram pregătit cu altceva. Erai pregătit cu altceva. Asta e. Păi da. Și vrei să ne jucăm sau o lași pe altcineva? Da. Ne jucăm, da? Dacă nu știi obiective precise, nu știu, poți să întreb lucruri generale. Am înțeles. Măcar mai ajuți te apropii, la apropierea de bilet. O secundă. E cumva gară. Gară? Ce mai trece trenul prin Anvers? Stai-mă un pic, Mădăline, deci... Tu ești total nepregătit, s-a ajuns la Anvers și tu prima oară te-ai dus în gară? Prima oară acolo am ajuns. Tu ai fost în Anvers? Ai fost în Anvers? Nu. Da, dacă te duce în Anvers, cu trenul te-ai duce. Să înțeleg. Înțeles. Da, nu știu. Cum te-ai gândit tu la gară? Mi-a suflat cineva. Cine? Un coleg. Care a ascultat radio sau ce?
Va? Da, da, da. Păi colegul tău a auzit indiciile de ieri și așa mai departe? Eu le-am auzit, dar m-am dus în altă parte. Uh-huh. A, deci colegul este inspirația. Așadar. Păi măi, Mădăline... Mădălina a intrat cu noi și ne-a luat direct. Este tichetul de vacanță în gară? În gara din Anver? În gare. Este, prietene. Este? Da. Este. 1000 de euro la Ploiești. Gara din Anver. Mi-a suflat un coleg. Zi. Zi cu colegul. Zi. Un fost coleg mi-a suflat. Așa. Ci... Mi-a suflat pe WhatsApp. Ah, pe WhatsApp. Credeam că e lângă tine, că eram curios cum... Andrei. Acum? Andrei îl cheamă. Abraham, Andrei, dat mesaj? Dai și lui. Măcar o sutică. Da. Ia citește mesajul lui Andrei. Poți? Fără portări. E în gară. E în gară, atâta zice. Da. Eu am crezut inițial că ești la gară. Acum, acum două zile la Republica Fantastică România am avut noi un subiect legat de tren. CFR, chestia. De biletele cumpărate la suprapreț și am spus că în Belgia când am călătorit cu trenul n-a fost niciodată control și că ăsta e un indiciu, am zis la final că am dat și un indiciu pentru concurs. Da. Și pe urmă am zis ieri și de sigla aia, pentru că sigla căilor ferate belgiene, B-ul acela, seamănă perfect cu cel al producătorului de autoturisme Bentley. Astea au fost indiciile fără aripi, separate, da, fără aripa aceea. Da. Auzisem indiciile, dar nu știu, am scăpat ceva și m-am dus tot spre Bruxelles. Ce tare! Uite ce enumerare și ce baftă ai avut cu Andrei, că altfel nu cred că ai fi nimerit răspunsul ăsta. Nu, eram praf. Sunt recunosc. Câteva variante în anverb. Oricum, vă recomand, dacă ajungeți vreodată acolo, cu orice mijloc de transport, să mergeți să vedeți. Gara e de top 10 mondial. Gara din Anver. Una dintre cele mai frumoase gări din lume. Este o bijuterie arhitectonică. Și ca în orice gară, trebuie vizitate și cărciuma gării. Da. Eu recomand, eu am altă recomandare, să nu-l mai lăsăm pe Luca să le fac aleagă. Gofre d-alea, mă, jos la parter. Mă, cum să nu? Nu te bădești. Știi ce, proaspete. Dulci. Aia e problema. Noi vorbim de cărciumă și tu vorbești de gofri. Bravo, Mădălin, felicitări. Ai câștigat 1000 de euro. Felicitări, prietene. Să-l cinstești pe Andrei. Mulțumesc. Mâine o luăm de la capăt, nu? Clar. Ascundem în altă parte. Uite ce vesel e. Deșteptarea. Good morning. Te trezești cu Europa FM. Muzica.